le monstre ici allait et par quoi se lancer. On n'a pas besoin de tout recommencer. Alors crois-moi, faut pas réfléchir de trop. Deși toți iubim soarele, nu mereu este cel mai bun prieten și pentru asta va trebui să ne înarmăm cu mici trucuri pentru a-l fenta. Primul pas pentru frumusețea podoabei capilare este acela de a ne proteja cu accesorii la modă. Pălăriile, bandanele și eșarfele ne pot salva de la eșec atunci când soarele arde, mai ales între orele 11 și 15. De produsele de îngrijire nici nu mai vorbim. Pentru spălarea părului, cele mai bune sunt produsele cu proteine și măștile hidratante, de cele mai multe ori profesionale. După spălare este recomandat să nu folosim fenul, ci prosopul prin tamponare, timp de 2-3 minute. Înainte să ieșim la plajă, sunt necesare două operațiuni: pulverizarea părului cu un ser special care îl va proteja de atacul UV și evitarea clorului din piscine, respectiv contactul cu apa sărată a mării. Vopsirea părului pe timp de vară nu este recomandată, deoarece va fi accentuat procesul de uscare a firelor de păr și este bine să lăsați procedura până la toamnă. Una peste alta, va trebui să țineți seamă de alimentație. Dieta bogată în fier și proteine poate ajuta la regenerarea și menținerea sănătății părului. Pentru asta va trebui să consumați produse din carne, lactate și fructele, pe care nimic nu le poate înlocui.